cel ce m-a găsit, pierdut cu sufletul. O lume asta de nevoi, cum am urmit acum, prezent că ziua de apoi, atunci ea pe drum. Fiecare locul lui să-și pună vieții gând, ca să-i arate Domnului că-ți va veni curând. E viața cu el în cer, Sfânt Emanuel, și-o veșnicie să treacă judecând.
Dorința mea mare este ca noi, care ne-am botezat, care ne-am predat viața în Domnul Iisus, să simțim viața în dragii mei. În cuvântul Domnului spune că nimic întâlnat și spun că nu va intra cu apă. Mă putrăim în cuvântul în acest și cum sunt în nou la credință, de multe ori rămân mirat ce aud vorbim. Deci să nu mă înțelegeți greșit, vă rog frumos, deci dacă nu dau nume, înseamnă că nu e nicio problemă. Dar știți, noi care Domnul sunt dure de neștiați în casa Domnului și dacă știu că respectivul de 10 ani credință sau poate 20 sau 30 și nu tot exagerează cu niște cuvinte sau așa, mă rog pentru el că n-am altceva de făcut și asta datoria noastră. Dar am ascultat o predică în care spunea fratele respectiv și era mai devotat Domnului și parcă era așa, era, adică prin Domnul Sfânt și spunea despre femeia păcătoasă, că Domnul ierta și știți noastră cum îi construie în cuvântul Domnului și după aceea se refere la niște lucruri mai adânci, frații că nu-i părător păcătuiesc și că Domnul tot îi iadă. Domnul ne iadă, dragii mei, dar în bunătatea Lui. Domnul se ne să nu tot cădem și să creștem spiritual. Amin. Asta e dorința Domnului, zice. Asta e marea dorință. Să creștem în credință, să ne poată folosi Domnul Iisus. Și mai ales lucrarea care eu, pastorul Domnului, am început, eu vă spun acolo, am început să cânt, a fost oprit, a spus că nu se mai cântă cântările astea în vechi și dacă n-am exersat, vă rog frumos să mă iertați. Deci, sunt foarte obosit, am dormit foarte puține ore în nopțile acestea că am alergat la țară, lauda Domnului să fie și știu că e nevoie și nu le pot inimă să, vă rog frumos, totdeauna să vă rugați ca să scoată lucrători, Domnul, în viață. Știți, m-am gândit și cântarea de laudă. Acum eu sunt la început, dar sunt frați cum care pot să spun un frate, să vă rugați cu dragoste și pentru toți, dar special pentru Mircea Hristos. Mircea Staluș. Dar vezi pe omul ăsta, lupte sunt la toți, dragii. Merge în numele Domnului, cântă și se poate. Cu Domnul se poate. Domnul dă biruință. Știți ce luptă e când suntem aici în față, dragii? Și la cuvânt și la cântare. Dar dacă biserica se roagă și am simțit deja rugăciunea din asta. Pentru că unitatea în Duh, asta trebuie. Avem mai unitatea în Duhul Sfânt și Domnul face semne și noi în cântare. Și acum a spus că dacă nu dau nume, ăștia care dădeau mine acolo, mergeam plângând la casă, nu odată. Și eram căzut de la credință, dar slăviți să fie Domnul să-mi grijă de mine printr-o roci, m-a tot dus pe linia aia, cu unișoara, că de-aia sunt aici. Și altfel ziceam, ce să văd acolo? Că nu spun așa, ce să văd la bocă? Eu îi chem, haideți, dragă, că Domnul mă întâiaște, lasă-mă pe asta. Vă dați seama, nu-i plăcut să auzim așa, sunt foarte potrivit să auzim, dragii mei. Domnul Iisus ne pozească, avem o răspundere, dragii mei, să fim lumină unde mergem. Amin. Eu, când stau să mă gândesc, răspunderea care o aveam, mai ales spunând, sunt pocăit. Domnul să ne vedească de minciuna, nu știu ce trebuie să zic așa, dar minciuna deja e mare bani. Și în vorbire, vreau să vă spun că, spun cu Iisus, că așa spun că mi-e drag, în vorbire greșim foarte mult, eu văd eu. Și totul rog pe Domnul să mă corecteze. Și dacă noi ne rugăm, văd birnița, văd bunătatea cu Domnul. Și în vorbire contează foarte mult. Și vă spun ceva, ce vrea Domnul să vă spun acum. Și tot ce îmi pune pe inimă, vreau să vă spun, chiar dacă va fi mustrare. Pentru că eu nu aleg de bani, nu trebuie funcții, decât că să fac voia Lui. Vreau să vă spun că noi, care ne sfințim viața, și stăm lângă Domnul. Și avem experiența cu Domnul, ca să spun așa, nașterea din nou. Să deie vrăjmașul în noi cât o vrea. Tot în ceartă să stai, așa zic. Am fost oprit acolo și m-a strâns de mână cineva, eu nu dau nume, dar nu știu, de atunci, vă rog frumos să vă rugați, eu așa cum vreau să scăp de emoțiile acestea. Pentru că nu pot să plâng, se vede, clar. Și am fost strâns de mână, tot o trimis pe unul, pe altul, i-au jurat, o să pun și Domnul Iisus mă părăsească de mândrie și primesc orice mustrare la dumneavoastră. Pentru că știu clar, duc de mândrie, cu bârfă, nimeni nu va merge în cea. Dar eu la început de credință am jurat că o să-i cânt Domnul, Domnul îmi dădea cântări. Și normal că nu era cântare, nici acum nu-i cum ar trebui, dar nimeni n-a crescut peste noapte mare cântăresc sau mare predicator, dragii mei, eu știu așa.
crește astăzi sau închegat. Și de când m-a strâns de mână, respectivul mușchiul, deci este așa, Domnul Iisus, stai în mine și de mine și e de El, dar pe lumea frumos să vă rog asta, Domnul să-L ia puternic, am jurat. Deci eu sunt conștient, dragii mei, dacă mă opresc și nu fac lucrarea aceasta, mai ales că am jurat, juruința scrie la Eclesiastul 5 cu 4, știți dumneavoastră, cine face o juruință, este pe dumneavoastră. Deja, sau vine cu partea a doua, cuvântul Domnului, talentul, dacă oprim talentul, fiecare a primit un talent de la Domnul Iisus, eu așa știu. Când ne scoate din lume, cântarea de laudă, dragii mei, toți trebuie să cântăm. Acolo în cer, nu mă predica, nu știu ce va fi, dar cântarea va fi. Amin. Cântarea de laudă. Și am zis așa, Iisus, îmi spun, eu nu alerg după predici, nu după amboane și mă limitez, credeți-mă. Dar am mers undeva într-o biserică și am avut o regulă foarte scurt. Și acum am primit de la Domnul să veghez și se poate, dar cu grijă, pentru că un cuvânt spus de aici, poate să rănească pe cineva, poate să rănească sufletul respectiv, ușor, dragii mei, și frații care vin la cuvânt, chiar dacă au greșeli, cum sunt și eu, foarte obosit acum, deci vă rog să înțelegeți. Și Domnul Iisus a spus să fim, să ne iubim în piață, dragii mei. Orice ar fi între noi, Domnul Iisus mi-a dat puterea asta și fratele care tot mă necăjește și așa, și acolo, nu dau unul. Dar Domnul trebuie să o dată să cer iertare de la el. Deși am mers, dacă Domnul mi-a spus, pentru că o predica foarte bine, am mers la el și trebuia să vin în țară. Anul trecut de sărbătoare, vă spun sincer, cu toată smerenia, așa bucurie mi-a dat Domnul Iisus, probabil am mai descrucit cu Iisus ceva pe acolo. Poate în vorbire greșim. Sau cine știe ce vorbă fost, dragii mei, că știți ce face vrăjmașul? Sunt multe interpretări, dragii mei. Unul spune așa și dacă e firesc, le duce la al treia persoană, cine ce iese. Domnul Iisus ne-a părăsit de orice dumneavoastră. Venirea Domnului foarte aproape, dragii mei. Sunt acolo din 1992 din Austria. Asta nu e important, dar vreau să vă spun. Ei, cum sunt o țară bogată, atât ai filmat, dragii mei, atâta, tot e pregătit de anticrist. Numai să apară, dragii mei. Acum vă întreb pe dumneavoastră. Dacă știți că, vedeți, răpirea are loc înaintea necazului mare, știți? Și înaintea anticristului, înainte de a apărea anticristul, deci astea vor fi lângă alt. Așa scrie aici. Deci nu fac pe deștept, nu fac pe credincios. Dar spun prin sus, asta am pus pe inimă să vă spun în seara aceasta și doresc din toată inima să vă ziviți sufletește și să așteptăm pe Domnul că vine. Și să ne pregătim. Dacă suntem aici și în seara aceasta, în casa Domnului, El ne-a pus. Nu suntem în spital, nu suntem în altă parte. Eu am fost în spital, mai mult mi-am venit, am fost în spital să spun casa Domnului și încă nu eram întors, nu eram botezat încă. Și când am stat aproape o lună în spital, între care trei zile a fost rău. Acolo, deci câteva de spital și i-am zis la soară, mi-a zis, mi-a dat Biblia, era foarte obișnuit cu Biblia, pentru că, cum am spus și prin cările care îmi dă spun pe Iisus, eu am un singur copilaș, care a rămas la ea, văd foarte rar, vă rog foarte frumos să vă rugați pentru mine ca să lucrez, cum pe Iisus cumva să pot să văd pe fiul meu. Amin. Așa de greu, da? Când m-ai rănit, îi pune Domnul pe genunchi și îi dă tot în tare și mă rog ca părinți, oricare sunteți aici, că nu cred că este unul care nu iubește fiul sau fiica. Îi duc lipsa. Când m-am căpătat la bani, vă spun ceva foarte interesant, cum Domnul Iisus știe să lucreze, am vrut să intru în tribunal să iau copilul. A spus, dacă nu, de ce el știe? A spus că va lucra, de să lucreze în Moscova, va lucra, cum nu știu, cum va lucra. El știe cum să lucreze. El știe ce se întâmplă. Totdeauna un frate scump când îl scoate din lume, când lucrează cu el, cei din jur să miră, nu? Și să pocăiesc. Și suferința, când cineva suferă, sunt frați scumpi care au suferit. Fratele Gabor, pe internet, eu constat Domnul fac evangelizare pe internet și frații ăștia scumpi care sunt devotați, Domnul îi pun pe pagina mea și consider că Domnul mântuiește mult și prin internet. Nu vă recomand să pierdeți timpul cu el, nici eu nu l-am în casă, doar când intră un vecin, atâta, verific pagina. Dar vă spun sincer că sunt frați care sunt așa de devotați pentru mântuirea oamenilor și m-am rugat Domnului, dacă 38 de ani întuneric, am pierdut vremea, că asta e o pierdere de vreme, 38 de ani întuneric, dacă m-am scos la lumină, trebuie să fac ceva ca să ajung în cer. După cum ați observat, la cântarea respectivă, mai pus Domnul Iisus câteva strofe, deci lucrează cu talentul tău pentru Dumnezeu,
dragii mei, nu mai cine un pic talent, e mare problemă. Scrie acolo, vă fi aruncat afară, nu știu de ce trebuie să vorbesc așa. N-am cu nimeni nimic, nu mă cunosc, Domnul ne cunoaște. Dacă noi am fi uniți cum ne vrea Domnul Iisus, eu mă duc în adunări și vă spun foarte sincer, cu toată smerenia, în funcție de cum se deschid frații, așa e și harul. Vă spun sincer, uite, cu toată dragostea vă spun unde am văzut ceva foarte diferit, unde din bisericile în care am fost cel mai mult har, o lăsat scump Iisus, că așa spun, din dragoste, la moftim. E foarte frumos. Chiar vă recomand. Îți vase de lucru și bine. Dacă și dumneavoastră aveți aici, vă rog să vă rugați, că nu cunosc, nu știu, dar e nevoie de vase de lucru. Și vă mai spun ceva foarte interesant. În biserica primară, dragii mei, se dădeau păcatele pe față. Așa ar trebui să fie acolo. Ce ne pocăim apoi de numai. La noi, la numărul 1, acolo, sunt membri, 1000 și ceva de membri. Fratele, ați fost la mine, cred, și fratele. Suntem mulți. Dar, vă spun dumneavoastră, dacă Domnul dă pe față, un sfert rămân toate. Păcatele, dacă dă. Știți de ce vă spun asta? Omul parcă așa-i făcut, când dă de bine, uite de Dumnezeu. Eu nu vreau să uit. Eu vă spun, eu am numărat zilele în pat de suferință. Niciodată eu nu credeam că voi mai trăi. Așa s-a luptat vrăjmașul înainte de a mă întoarce la Domnul Iisus. Strângeam Biblia așa în brațe. Nu puteam să pun emoțiile, dragii mei, ci eu am trăit. Eu nici nu vreau să vă spun, dumneavoastră, că nu vreau să vă rănesc în seara asta. Dar vreau să vă spun că diavolul ăla e deșiret și spune scopul Iisus, bine stăpânitorul lumii acesteia, dar în mine n-are nimic. Așa spune Domnul Iisus. Deci El e aici și El are bani, El domină, El e cu internet, El e cu televizor, fugiți de asta. Nu spun. Timpul ăsta acum, cu cât stăm în odăiți, vă spun cu toată smerenia, limită la lucru, dar dacă nu mă încarcă cu puterea de Dumnezeu, dacă nu stau în odăiță și simt imediat când sunt luptele prea mari, acum se simte oboseala, dar dau slavă Domnului că credeam că o să dorm mai bine noaptea asta, dar știți cum e? Kilometri mulți și sunt niște lucruri care, timpul trece repede, ca să zic, până lucrurile acestea care le fac, referitor la tehnica aceasta, deci nu mă pricep. Și acum eu am avut un băiat, am să-l aduc cu mine, numai pentru treaba asta, că eu nu suntem cu niște lucruri. Dar mă rog Domnului ca să nu se potinească nimeni, nu asta vreau, nu de-aia sunt aici. Dorința mea este că Domnul Iisus să vă bucure, să vă cerceteze sufletele și în funcție de cum o să fiți mulțumiți, așa să mai vin la dumneavoastră. Că știți ce se întâmplă? A fost undeva și mi-am auzit vorbe, că au cântat pe două voci. Eu nu sunt supărat pe asta, dar rugămintea mea este așa, să înțelegeți că și gâtul și asta, deci în fiecare seară și să alergăm fi ușor. Rugați-vă pentru noi, vă rog frumos, ca să putem să facem. Pentru că vă spun cu toată smerenia, e așa mare nevoie de cântare de laudă și la cântările acestea am testat fuge de haurul de cântările vechi. Mulți le-au scos din adunările, dragii mei, vă spun. Mi-am făcut studiou, nu asta vreau să afirm, dar paranteză vă spun. Și vreau să ajut lucrarea aceasta cu cântările vechi și să nu iau bani frații care cântă prin Duhul Sfânt, să-i registrez și să dăm un popor. Eu asta fac. Tot ce primesc de la Domnul, dau un popor și dumneavoastră vreau să vă dau în seara aceasta. Tot ce am primit de la Domnul, cântările, dar nu biserici. Eu așa am înțeles. Și răsplata mi-a dat Domnul Iisus. Eu plâng câteodată. Văd că vin și acolo la Viena, este în bibliotecă, cânt o cântare, vai de ea și poate că sunt care cântă și bine, ca să nu se greși. Dar și după aia spuneam, am CD-ul la bibliotecă. Dragii mei, dacă își ia răsplata aici, vă întreb pe dumneavoastră, nu scrie clar, își ia răsplata aici, nu? Ce bine ar fi dacă cântările astea din harfă, sunt peste 6.000 de cântări, dragii mei, dacă ar face în fiecare localitate 2 ceea ce eu fac. Acum, tehnica asta e bună, dragii mei. Rugați-vă ca Domnul să scoată, că va scoate Domnul. Dar vă spun sincer, chiar acum, de când sunt în țară, că eu am fost plecat, de acum vineri, noaptea am venit, de sâmbătă spre dimineață am venit de dincolo. Și acolo n-am cântat, n-am exersat. Acum, eu mai spun încă o dată, îmi cer iertare, sunt foarte obosit, fac o cor și eu știu că Domnul Iisus, într-o zi, o să dea și putere. Amin. Așa o luptă în viața mea, încât câteodată eu mă mir.